Bun, Și începem aici. din aceste două proiecte care sunt blocate, dar pe de altă parte sunt niște puncte cheie care ar putea fi rezolvate prin centură cu altare, cum ar fi Slatina sau Balș. Documentația, să spun, la nivel de proiect tehnic, inclusiv detalii de execuție, în maxim 2 luni vor fi depuse în cadrul companiei. Deci vom avea documentația de atribuire pentru Slatina. Veți avea deja proiectul. Rămâne, vom avea proiectul tehnic. Deci, gata, ați scos la execuție. Gata, descus la licitație și execuție. Urmează să identificăm sursa de finanțare. Cam cât e estimat proiectul? Nu știu, încă n-a fost predat cu o estimare clară, așa că nu m-aș hazarda să. Și dacă găsiți sursa de finanțare, vom vedea această centură scoasă la licitație în acest an? Da. Deci, un alt proiect. Un alt proiect care poate fi scos la Și la licitație. Balș? La Balș, acum există o discuție. Centura Balș se suprapune cu autostrada Craiova-Pitești. Dacă se execută centura Balș, trebuie gândită astfel încât să înglobeze în ea, la nivel de autostradă, anumite profile pe anumite Cum e secțiuni. centura Bacău, de altfel? Cum e centura Bacău. Și este în analiză să se facă două noduri de mare viteză pe această secțiune și o mare parte din ea să fie la nivel de autostradă. Să spunem că se lucrează la identificarea unei soluții optime care să nu suprapună două proiecte diferite.